Capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Hristos să binecuvânteze. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Am vrea să stăm înaintea Domnului să ne rugăm cu mulțumire pentru draga lucrare care Domnul a făcut-o în această seară în mijlocul nostru și în inimile noastre. Am vrea ca Domnul să lase binecuvântarea sa și ocrotirea sa în continuare peste draga sa biserică, peste toți cei ce am participat aici. Apoi am vrea să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea și o odihnă în această noapte, că distanța a fost destul de mare pentru unii și Domnul să binecuvânteze că am vrut în state noi, suntem militari, slăviți să fie Domnul că până ajutorul nu putem să am picioare. Am vrea să ne rugăm de asemenea Domnului pentru lucrarea de mâine dimineață și mâine seară. Mâine dimineață vom avea din nou lucrare în casa Domnului, începând cu orele 9. Și este chemată toată biserica, care frați, care sunt liberi și au această posibilitate. Și dorul pe inimă să vină din nou la părtășie, vom continua înaintea Domnului, în rugăciune, în cântare, în mărturii care vor fi depuse, felul în care Dumnezeu a schimbat viața celor din structurile de autoritate. Și de asemenea ne rugăm Domnului pentru lucrarea de după masă, mâine după masă, va fi un timp de evangelizare. Așa că dați sfoară tuturor prietenilor din această țară, din zona Vienei, de unde știți dumneavoastră, că încă Domnul mai vinde vin și lapte, fără bani și fără plată. Și oricine cheamă numele Domnului să fie mântuit. Pentru timpul acesta special de evangelizare după masă, vrem să ne rugăm. Noi am invitat și oficial de la Ambasada României. Sperăm să ajungă și dânsul. Ne-au promis că vor veni. Acum Domnul știe de asemenea și de aici, din partea statului, dacă va veni, slăvit să fie numele Domnului, dar vrea ca Bunul Dumnezeu să dea biruință și lucrarea atât de dimineață cât și după masă. Iar duminică dimineață vom continua cu ajutorul Domnului în mai multe biserici de aici, din Viena și de lângă Viena, ne vom împărți pe echipe și vom sluji Bunului Dumnezeu. Și valul acesta de îndurare al Domnului se cuprindă pe mult și se aducă la Mântuitor. Încheiem cu mulțumire, eu mă voi ruga cu voce tare și dumneavoastră mă veți însoți în rugăciune. Iubiți